Bună, David, înainte de toate, ce faci? Cum e atmosfera pe la Arad? Bună, o atmosferă este una foarte bună, chiar dacă colegii mei au venit după un rezultat de egalitate împotriva celor de la Sepsi și eu n-am putut să-i ajut. Acum ne pregătim de meciul de cupă cu Filiaș și duminică avem un meci important cu CFR. În campionat sunteți bine, sunteți acolo, în play-off. Da, noi sperăm să menținem tot pe linia aceasta. Acum nu trebuie să ne gândim că dacă am început campionatul așa de bine, sigur o să fim în play-off. Trebuie să o ducem pe această linie la fel până la finalul când, o să vedem dacă vom juca în play-off sau în play-out. Dar bănuiesc că, având în vedere locul din clasament, atmosfera este bună, sunteți pozitivi, Mister vă motivează în continuare la fel de bine. Da, asta este adevărat, normal. Da, echipa, na, am ales că au venit mulți străini la început de campionat. Chiar nu m-am așteptat că ne-am acomodat așa de bine și să ne înțelegem și chiar suntem un grup puternic, ca să zic așa. Bun, David, vreau să vorbim despre tine, vreau să vorbim despre începutul tău în fotbal. Spune-mi tu, povestește-mi tu cum ai început tu fotbal. Păi am început la vârsta de 5 ani, eram la Timișoara și într-o zi mi-a zis pe educatoarea de acolo că va veni un profesor de fotbal care să ne vadă la niște probe. Bine, atunci la vârsta de 5 ani ce probe, ne-a aruncat o minge și trebuia să alergăm după ea. După vreo 2 săptămâni, ca să zic așa, ne-a chemat pe mai mulți copii, care a selecționat, ca să zic așa, atunci, la antrenament, la Timișoara. De atunci s-a format o grupă, Electrica Timișoara, acolo am fost prima oară. Nimeni nu a auzit de noi, tot timpul orice echipă care juca cu noi, mamă, cine e Electrica, că în Timișoara doar de Polis se știa și Banatul. Dar am ajuns să fim campion național la Cupa Agi Danone. De acolo a început totul. După ce am luat locul întâi pe țară la Cupa Agi Danone cu Electrica, am fost chemat la niște probe la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, pe la vârsta de 14 ani. Acolo, la Academia Gheorghe Hagi, am stat un an, până la 15 ani, după care am venit înapoi la Timișoara. Am stat aici, am făcut doar antrenamente tot cu Electrica vreo 2 săptămâni. Apoi am fost chemat la Regal Sport, era acea Atletico de Madrid de București. Acolo am stat și acolo un an jumate. După care iar m-am întors acasă și n-am știut, nu ca să zic așa, n-am știut unde să mai continui, la ce echipă, pentru că la junior, la 2001, la anul meu de naștere, Poli, ca să zic așa, și Banatul nu aveau o grupă destul de bună. Și atunci am venit la aici, la Arad. Deci asta pe la 16 ani? Da, pe la 16 ani. Și când ai fost acolo la Regal, te-ai intersectat și cu Radu Drăgușin? Da, păi eram cu Radu Drăgușin în echipă, cu Octavian Popescu stăteam în cameră, cu Pereanu. De acolo îi știu și pe ei. Da, a fost o perioadă scurtă. Cum a fost acea perioadă cu ei acolo? Sau ce zici, s-au mai schimbat între timp când au dat așa de faimă, să zic? Nu s-au schimbat, e tot așa, poate na, cu mine sunt la fel, am acasă cu alții, dar nu cred că nici cu alții n-au de ce să fie, sunt niște băieți extraordinari și chiar a fost frumos, na, doar că a fost ca zic, un timp scurt. Pentru mine era ceva nou, venit de la Timișoara, am fost la București, aveam 15 ani, mergeam cu metrou aproape 45 de minute cât făceam Timișoara-Arad cu trenul. Deci era ceva nou. Dar spune, mi-ai spus tu de Academia Gheorghe Hagi, ce n-a mers acolo? De ce nu ai rămas acolo? Păi eram singur acolo, stăteam singur și veneam o dată acasă doar de Crăciun, de Paști și vara o săptămână. Și cum eram mic, prietenii care mi erau deja de la Timișoara, tot mă chemau ca să zic așa, să vin acasă, vin eu acolo singur, n-aveam unde să, n-aveam nimica. Și a venit vorba că dacă mai vreau să rămân sau nu, cum trebuia să fac contract de la 16 ani sau nu mai știu, 7 de ani cât se face, și am hotărât să nu fac. Și atunci am venit înapoi acasă. Păi și M-am săturat să fiu departe de casă. în București când n-ai fost tot singur? Ai fost cu Nu, părinți? în București, nu, în București, deja un prieten, chiar un coleg de 2000, era la Regal, care stătea fix cu mine în cartier în Timișoara, fix lângă blocul meu. Și atunci când m-a sunat antrenorul de la Regal, a spus că vrea să-mi ieși și pe mine și pe mai un coleg de la mine din echipă din Timișoara. Și atunci am zis, bă, dacă mai vine și el cu mine, suntem doi, mă duc. Da, a fost Și mai ușor. de-aia am mers. Da, aveam un coleg, un prieten. Aveam poartă, el era portar.
Bun, și ai ajuns la Arad. Cum a fost la Arad? Păi la Arad, majoritatea colegilor știam cum jucam Timișoara cu Aradul. Chiar a fost ușor, ca să mă acomodez, ca să zic așa. Mai ales că au mai venit, ca să zic, din Timișoara încă 3-4 jucători care au fost cu mine în generație. Au venit și văd, dar era foarte ușor. Stăteam la hotel, era hotelul doar noi, generația de 2001. Din 10 câți eram, 8 eram din Timișoara și aproape mai mult timișoreni eram la grup atunci. Deci de aproximativ 4 ani ești la Arad, nu? 5 ani, da, 4-5 ani. Cam așa, am înțeles. Aici te-ai acomodat cel mai bine, pare, nu? Da, cel mai bine, pentru că v-am zis, că știam de mult pe colegi, nici când am venit toți mă așteptau, eu îi așteptam și pe ei să-i văd, să mai vorbim, cum erau meciurile între noi și ei, ce le zicea antrenorul, cum eram mai mici, mai discutam. Ai simțit vreun pic presiunea asta, nu știu că ești la UTA și până la urmă este UTA considerată campioana provinciei? Ai simțit așa, nu știu, ce sentimente te încearcă atunci când știi că îmbraci tricoul UTE? Acum, ca să zic așa, na, niște sentimente, na, și de mândrie, pentru că am ajuns să fim și noi pe prima scenă a fotbalului, după atâția ani, care n-am mai promovat. Și chiar sunt foarte bucuros că am intrat, ca să zic așa, în istoria UTE-i, cum am promovat acum. Și sper să ne menținem tot aici, mai ales că sezonul ăsta ați văzut, suntem într-un pas foarte bun. Da, revin la începuturile tale în fotbal și spune-mi, te rog, dacă ai avut un idol de mic. Ai vrut să fii ca cineva anume sau urmăreai pe cineva anume? Urmăream, idol nu pot să zic chiar idol exact, dar mă uitam foarte mult la Cristiano Ronaldo, de el îmi place, mare viața și pe plan sportiv, dar și extrasportiv. Și este ca și un model, așa, ca să zic. Pe Messi nu-l urmărești, Messi nu-ți place? Ba da, ca și fotbalist îmi place. Chiar îl urmăream, dar cum era rivalitatea asta între el și Ronaldo, eram cu Ronaldo mai mult. Am înțeles. Spune-mi, te rog, dacă ți-a fost cumva mai ușor să alegi fotbalul și pentru că l-ai avut pe tatăl tău ca fost fotbalist. Cât a contat el în cariera ta? A contat și el destul de mult pentru că mi-a dat niște sfaturi foarte importante care nu orice copil care n-are un părinte care a jucat sau a trecut prin astea poate să le primească. Dar la început el nu mi-a zis deloc, du-te la fotbal, du-te unde vrea el. Eu am început să-i zic că îmi place, mă vedeam, mă jucam toată ziua cu mingea și am zis că vreau să mă duc, să joc la o echipă ceva. Și atunci el m-a dus când a fost și probele acelea la grădiniță. Am înțeles. Bănuiesc că ai avut suportul lui din toate punctele de vedere, mai ales că te-a simțit că vrei să-i calci tu urme cumva. Da, normal, mai ales când aveam și, ca zic așa, niște meciuri destul de proaste sau bune, niciodată nu-mi zicea să mă mulțumesc cu puținul. Da, venea la tine la meciuri la junior și se implica, adică făcea un pic pe antrenorul? Da, pe numai vocea lui auzeam din tribună. Aoleu, să nu se supere. Și dacă dădeam gol. Dar tu ai început tot în atac? Da, am început mijlocaș central și după atacant. Și n-am jucat alte posturi. Te întreb asta pentru că ești foarte înalt și mă gândesc că poate cumva ai fost înainte în poartă. Nu, mulți m-au întrebat dacă mulți care mă vedeau m-au întrebat dacă sunt fundaș central prima oară. După mă întrebau, am mijlocaș sau atacant. Toți se gândeau că vreau fundaș central ceva. Deci întotdeauna în atac, am înțeles. Da, întotdeauna în atac. Tu care crezi că sunt calitățile tale ca fotbalist? Ca să zic așa, fizicul care mă ajută foarte mult și da, am așa, nu știu cum să vă zic, și m-am gândit așa de bine. Deci fizicul și pasele decisive mai mult. Adică să țin de minge, mult mă ajută și fizicul, dar și calitatea mea tehnică. Dar dacă ar fi, uite, să te întreb, care sunt calitățile tale umane? Cine este David Miculescu omul? Ce mi-ai spune? David Miculescu este un băiat care este foarte liniștit, îi place să iasă foarte mult, să se plimbe, să viziteze lucruri noi. Și în afara antrenamentului, după ce vin de la antrenament,
Îmi place să învăț chestii noi sau să fac ceva, să mă distrez. Să vină următoarea zi de antrenament. Mi-ai spus că îți place să înveți chestii noi. Poți să-mi dai un exemplu? Ca să vă dau așa un exemplu, îmi plăcea înainte să mă duc la bunica mea la sat, la țară, ca să zic așa, și să o ajut prin grădină, să mai aud florile, să mai aud iarba, să mai tund iarba. Orice lucru. Nu am un lucru care să nu-mi placă sau ceva. Bun, acum vreau să revenim un pic la UTA și să ne amintim împreună debutul tău la prima echipă. Cum a fost? Știu că aveam 16 ani și nu mă așteptam să fiu în lot. Și la finalul antrenamentului, când era domnul antrenor atunci, Cristi Todea, a pus foaia cu cei 20 de jucători care vor face deplasarea și a venit colegul meu care este și acum Isaac și mi-a zis: Davide, ești în lot. M-am dus să verific și eu și când am verificat m-am văzut prin cei 20 de jucători care vom face deplasarea. Au început deja emoțiile. L-am sunat și pe tata, pe mama, erau foarte bucuroși. Când le-am zis, nici lor nu l-au venit să creadă, au crezut că glumesc și eu. Cum am crezut eu că glumește Isaac cu mine. Uh-huh. Pe autocar până la satul mare, parcă cu ei am avut meci. Iar la fel, plin de emoții. Știu că în seara, cu o zi înainte de meci, nici n-am putut să dorm așa bine, pentru că mă gândeam foarte mult. Dacă voi intra, dacă voi greși, dacă voi face ceva greșit, ce se va întâmpla? Am avut mari emoții, dar la meci am uitat de tot, eram foarte concentrat și știu că mi-a spus domnul Cristi Todea, parcă în minutul 55, să mă duc la încălzire. Atunci, iar, plin de emoții, am ieșit la încălzire. M-am încălzit până în minutul 80 și aici era un scor de 0-0. Și m-am gândit că s-ar putea, poate să nu voi debuta, să debutez chiar astăzi la acest scor și chiar prima oară când am prins lotul. Uh-huh. Dar minutul 85 mi-a făcut semn și atunci am zis: sper să fie bine. M-am dus, m-am schimbat, mi-am luat ghetele în picioare. Și mai țin minte când era arbitrul de rezervă să facă schimbarea, să o anunțe cu tabela în mână, îl întrebam foarte intens că câte minute mai sunt, să știu cât am de jucat. Dânsul mi-a spus că mai sunt 5 minute, am zis că în 5 minute nu poate să se întâmple nimic rău și atunci am intrat pe tren, dar din păcate am pierdut 1-0. Deci ai debutat în deplasare și apoi când ai jucat acasă, în fața suporterilor, care știm cu toții că suporterii de la Arad sunt minunați. Cum a fost? Ce ai simțit atunci? Atunci am jucat, știu, când era regretatul antrenorului Ionuț Popa. Am jucat, m-a debutat contra U Cluj, dar era un scor de 3-0 sau 4-0 pentru ei. Și am simțit o energie, gen, n-am mai avut chiar așa mare emoții, pentru că era o energie pozitivă din tribună. Chiar era un scor nefavorabil. Că tot ai amintit tu. Cum era Ionuț Popa ca antrenor? Cum te-ai înțeles cu el? Foarte bine. Mai ales noi juniorii tot timpul era pus pe glume în vestiar de noi juniorii să glumească cu noi. Și era chiar o stare foarte bună. Nu era ca niște antrenori care să urle sau să dar pe junior sau ceva. Chiar era foarte frumos. Cum ați primit vestea decesului? Nu știu că are probleme. La un moment dat nici nu mai venea la antrenament. Venea doar secundul lui, domnul Cristi Păcurar. Și căpitanul nostru, care era Cipri Ruz, mai mergea pe el, pe acasă, mai mergea niște informații cum se simte. El vorbea cu noi la meciul doar printr-o boxă. În pauză, care el era acasă în pas și comunica cu noi doar printr-o boxă. Și într-o zi, la antrenament, când, după ce a antrenat antrenament, mi-a spus secundul că nu mai este. Dar toți mi-a părut rău. Eram chiar, nu știu, înainte de ce meci, chiar eram toți foarte dezamăgiți, dar ne-a și mobilizat, ca să zic așa, să jucăm pentru el. Din păcate, ăsta este cursul vieții noastre. Să facem. Sunt sigură că toată lumea l-a regretat și nu numai în Arad. Știm foarte bine normal, că Arad a fost foarte iubit. Da. Bun, și haideți să revenim la lucruri mai vesele. Acum a venit promovarea în Liga 1.
Cum a fost? Deci a fost chiar o promovare foarte frumoasă la Argeș. Bine, noi ne-am gândit că am avut un meci înainte de meciul cu Argeș, dacă nu mă înșel, un meci cu Rapid la noi la Arad și se știa că dacă vom face un rezultat egalitate, suntem ca și promovați. Uh-huh. Am condus 1-0 pe Rapid, dar din păcate ne-au întors. Și atunci am zis că ultima noastră șansă de a promova este în ultima etapă. Ne-am și gândit. Am plecat către Argeș, foarte concentrați. Acolo știu că înainte de meci, tot așa cu o zi, stăteam cu Isaac în cameră. Emoții, nu ca zic așa, foarte mare emoții. Ne-am gândit, tot vorbeam, îți dai seama, Isaac, suntem aici, tot timpul ne-am dorit să promovăm de 5 ani. Lumea prin Arad care ne știe, o să fie un moment foarte extraordinar, promovăm, o să intrăm în istoria UTEI, o să ne cunoască toată lumea, mergem în oraș, lumea poze, lumea alea, deci ne și gândeam cum va fi dinainte. A venit și ora meciului, niște emoții, pentru că și Argeș stăteau la rezultat ca să promoveze și ei, deci era un meci foarte greu, o încărcătură foarte mare de emoții. Dar concentrat și o atitudine foarte bună, am rezultat să scoatem un egal cu Argeș și din fericire am promovat chiar ambele echipe. Deci așa ce nu mai mi s-a întâmplat. Cum ați sărbătorit? Mai știi? Păi prima oară am sărbătorit pe teren. Am sărbătorit chiar și cu Argeșul. Eram toți ca și frații. Era acolo, nu mai era nimeni supărat. Nu conta că erau de la Argeș, țineau cu UTA și ei. Deci era o bucurie foarte mare. Doar că a fost, ca zic așa, un păcat că n-am avut ultimul meci acasă de promovare și ar trebui să facem un drum de la Pitești până la Arad cu autocarul. Dar fix următoarea zi când am ajuns, am sărbătorit și în Arad alături de fani. Și a venit promovarea asta. Spuneai tu că îți imaginai cum va fi după aceea. Spune-mi, ai avut dreptate? Te oprește lumea pe stradă pentru poze? Da, la început așa a fost. A fost chiar foarte frumos. Te știa oricine. Mm-hmm. Uite, chiar te simțeai chiar foarte bine. Chiar atunci ai simțit că ești un fotbalist. Și a început parcursul în Liga I. Cum a fost debutul în Liga I? Ai simțit Nu, debutul, ca zic așa, a fost și frumos, dar și rău într-o altă parte. Pentru că... Ai debutat la Iași, în deplasare. Da, nu la Iași. Am debutat când a început campionatul, nu, în Liga I. Am avut COVID la început. Eram dintre primii care am avut COVID. Ah, ok. Și n-am mai debutat la început. Primele 4 etape sau 5, eu, colegul meu Isaac și mai încă 2 colegi am avut COVID. Uh-huh. Și am debutat după la Dinamo, în deplasare. Și ai dat și gol, nu? Nu atunci, nu. A fost în retur. Am bătut 1-0, penalti, eu dat Hora, au dat gol. Uh-huh. Cu Dinamo am debutat. Și cum a fost? Mai ales că ai debutat cu Dinamo, a fost o presiune în plus? A fost o presiune pentru că am jucat cu echipă de tradiție, era un meci foarte important, dar am venit și eu după destul de mult repaus, ca să zic așa, din cauza COVID-ului. Și am avut emoții doar așa de debut, dar mi-a zis mister că m-am venit după o perioadă mai grea, cât pot, atâta să joc, fără nicio rușine, să-i fac semn dacă nu mai pot face. Uhum. Am făcut, cred că, 3 antrenamente și am jucat. Și primul gol în Liga I. Cum a fost? Ce ai simțit? Tu ți-amintești? Da, a fost... Na, chiar îl așteptam să-l înscriu. Și a fost un moment foarte, foarte unic. Este chiar o mândrie, parcă. Când dai gol, tine, dai gol de la meci la meci. Te simți normal. Acele momente, să te bucuri alături de fani sau chiar dacă ești în deplasare alături de colegi. Dacă nu mă înșel, până acum ai vreo 4 goluri în Liga I, doar 20 de ani. Din punctul tău de vedere, cum e? Mult sau puțin? Ai vreun target din punctul ăsta de vedere? Normal, vă dați seama. Am target ca să înscriu cât mai multe. Dacă pot, dau și 20 să dau. Dar eu, targetul meu, ca zic așa, este de la meci la meci să-mi ajut echipa. Nu chiar dau chiar eu gol, o pasă de gol. Dar cel mai important pentru mine este să câștigăm toți colectiv un meci. Uhum. L-ai amintit tu și pe mister, dar spune-mi, cum e cu Giusy Balint? Este foarte frumos, chiar are și el câteodată
mai glumim prin vestiar. Gen, este o stare foarte bună. Nu tot timpul să fim foarte serioși. Bine, asta trebuie să fim și serioși, dar mai sunt momente în care și să râdem, să ne simțim și bine. Da, zim și... sincer. Ziceți. Zim sincer, nu vorbește cam mult. Vorbește, păi așa trebuie un antrenor, să ne dea sfaturi. Chiar ne ajută foarte mult. Este chiar un antrenor care vrea să reușim tot timpul la antrenament. Nu există un antrenament în care să facem ceva și dacă nu iese bine, haide să plecăm acasă. Tot timpul stăm pe teren, chiar și 3-4 ore până să facem acel lucru corect. Da, glumim, normal. Nu avem nimic cu domnul Balin, da, doamne. Știu, doamne. Glumim. Bun, care este, nu știu, cel mai important sfat pe care vi-l dă în general? Cât poți să zici din casă acum, Ana, nu te întreb, nu intru acolo în vestiar. Da, cel mai important sfat este că înainte de fiecare meci, înainte să începem fiecare meci, el zice că trebuie să jucăm și cu inima și cu sufletul pentru această echipă și pentru familiile noastre. Și pentru acest suporter care a zis-o, la fiecare meci aproape stadionul este plin, indiferent de cu ce echipă jucăm. Uh-huh. Și acest lucru ne ajută și foarte mult, pentru că sezonul trecut, când n-am avut suporterii alături de noi, jucam mai bine în deplasare. Dacă ar fi să facem așa o comparație, mă rog, să faci tu o comparație, că ești mai în măsură decât mine, să zicem, care crezi că ar fi plusul pe care îl are antrenorul tău față de alți antrenori? Poate alții din Liga 1 la ora actuală sau poate față de alții pe care i-ai mai avut tu? Păi de care am avut eu, pentru că a avut încredere în mine. Ca să zic așa, dacă n-aveam încredere în mine, poate nici nu jucam, se baza pe alt jucător. Și pentru că și el a trecut prin fotbal și mă ajută cu niște sfaturi care poate de la alt antrenor nu puteam să le primesc. Uh-huh. Cota ta de piață în momentul de față este de 250.000 de euro. Crezi că valorezi mai mult? Asta nu știu în măsură să zic, nu știu ce să zic. Așa pot zic că valorez nu știu cât, dar sper acum să îmi crească. Mai ales când se, nu știu, se actualizează sau cum se face la asta, chiar habar n-am. Trebuie să ajung cât mai sus. Revenind la UTA, când crezi că va mai câștiga UTA un titlu de campion? Că acum se bate acolo cu CFR, trebuie să revină în provincie. Păi, chiar zic așa, de ce nu chiar și sezonul acesta? Pentru că am început foarte bine, v-am zis. Și noi, na, ne gândim, ca zic așa, nu ca și un obiectiv. Noi, în vestiar, ca jucători, ne gândim, chiar ne propunem să câștigăm un trofeu anul acesta. Indiferent că este campionatul sau Cupa României. Este Cupa României un obiectiv? Adică, mă refer, v-ați impus de la început, băi, noi trebuie să câștigăm Cupa României sau pur și simplu mergeți pas cu pas? Da, pentru noi este Cupa României, ca zic așa, meciurile sunt ca și în campionat. Uh-huh. Îl tratăm la fel și ne-am gândit tot noi jucătorii că Cupa României este foarte importantă pentru că este mai ușor de câștigat. Sunt mai puține meciuri față de campionat. Uh-huh. Și de ce nu să și câștigăm Cupa? Este posibil? Da, eu zic că este posibil. Am trebuit doar să ne gândim că avem meciul de joi cu Filiaș, să trecem de el și după vom vedea în celelalte meciuri. Care crezi că este atuul echipei tale și în meciurile de cupă și în meciurile de campionat în general? De ce poate avea UTA un plus față de celelalte echipe? Ca să zic așa, în deplasare avem un plus pentru că, cum v-am zis, suntem un grup foarte unit, luptăm pentru fiecare minge, nu ne lăsăm, ca să zic așa, dacă un coleg nu poate, hai că nu-l ajung nicio. Și suntem foarte, foarte motivați și când intrăm în teren, știm pentru ce am intrat. Și acasă, da, când intri și 8.000 de oameni în tribună și auzi cum cântă tot meciul, deci nu mai au, nici mai îmi dau seama. Mă gândesc, dacă pierd, Doamne ferește, ce se întâmplă? Nici mai bine să ies din casă sau să merg în oraș. Da. Haideți să vorbim un pic și despre echipa națională.
După ce ai fost convocat la Under 23 pentru acele meciuri amicale, în vară ai fost convocat în premieră și la echipa de tineret, nu? Dar da, hai să ne luăm pe rând. Cum a fost cu lotul olimpic în acele amicale? Cum a fost cu Nicolae Dică? Cel din Spania, nu? Da. A fost o veste, chiar eram la finalul, dacă nu mă înșel, de campionat, sau nu mai știu la ce, da, cred că la finalul campionatului. Și n-am aflat nimic, gen, știam că loturile vor avea o acțiune și chiar n-am primit nimic de la club că am fost selecționat. Și când am ajuns la, să zic așa, ultima masă la final de campionat, când am intrat pe Facebook, am văzut pe știrile din Arad că David Miculescu este convocat la țara Under 23. Uh-huh. Și fix atunci am aflat. Iar am fost foarte, foarte emoționant. Am fost și o bucurie. Mai mult emoționant, ca să zic așa, pentru că nu prea așteam mulți colegi de la Under 23 pentru că erau mai mari. Dar când am ajuns acolo, m-am prins chiar foarte bine cu colegii. Tot atunci spunea Nicolae Dică faptul că tu ești fotbalistul de care îi amintești, adică cu care se aseamănă el ca fotbalist. Cum ai primit tu această comparație? Păi când a spus el, am stat cu Tavi, când aveam propriu, am stat în cameră, amândoi ne uitam la interviu și țin minte că când ne uitam amândoi la interviu a zis că eu sunt jucătorul care îi amintesc. Și fix după a zis că a spus și cea de Tavi. Și eram amândoi foarte bucuroși și chiar ne-a și motivat. Vă dați seama, să auzi așa cuvinte de la un fost jucător, te și motivează. Dar tu crezi că vă asemănați? Tu ce părere ai? Eu da, mi-a și zis Tavi că semănă așa puțin cu el din videoclipurile în care s-a uitat el. Și a zis că și eu. Am mai și glumit, dar... Cum a fost? Cum te-ai simțit cu Nicolae Dică? Ce părere ai despre el? Este un antrenor foarte, foarte bun, mai ales că a fost prima oară când am fost cu el ca și antrenor. Și chiar a fost, ne-am descurcat, ca să zic așa, și ca echipă, destul de bine la acel turneu înainte de Olimpiadă. Ți-a părut rău că nu l-ai avut pe Mirel Rădoi în cantonamentul ăla? A venit și el, cred că în ultima zi. Da. Atunci au avut meci la Național la Mare și a venit și el în ultima zi și domnul Mihai Stoichiță, au venit împreună și ne-am cunoscut și cu el. Chiar am făcut și un antrenament, cred că, cu el. Bun, și în această vară ai fost convocat în premieră și la Național Under 21 de către Florin Bratu, da? Cum a fost? Cum a venit vestea asta? Tot pentru niște meciuri amicale, dar nu contează. Asta la fel, am știut iarăși că va fi pauza între campionat, că va juca Național la Mare și am intrat pe, eram în vestiar după un antrenament, am intrat pe FRF pe internet și scria acolo că loturile Under 20 jucătorii convocați și lotul Under 21 jucătorii convocați. Prima oară am apăsat la Under 20 să văd dacă sunt, am uitat ce jucători mai sunt, am zis că nu iau direct. Am văzut că nu sunt și după când am intrat la Under 21, ne-am văzut numele acolo, alături de ceilalți colegi. Și ce ai simțit? Iarăși, am fost foarte bucuros. Aici, mai ales că aici mă știu cu foarte mulți jucători, de-abia așteptam să mă reîntâlnesc cu ei de la loturile când Under 17, Under 18, când era mai mic. Și chiar eram nerăbdător să mă întâlnesc cu ei. Ai fost chiar și titularizat de către Florin Bratu în amicalul cu Georgia, nu? Cum, da. Cum te-ai simțit acolo? Bine, mi-am simțit chiar foarte bine, mai ales că avem și un staff foarte, foarte bun, foarte profesionist și jucători care vin de la echipe, cum este și Radu, care acum este la Sampdoria, alții din Spania și din Liga 1, care sunt jucători care sunt și la echipe foarte... foarte puternice, ca să zic așa. Ce urmează pentru tine acum, din punct de vedere al loturilor naționale? Când te vedem la Naționala Mare? Da, nu știu ce să zic. Sper să fiu convocat cât mai repede. Dacă pot să-i ajut și cu cea mai mare plăcere.
totuși până atunci mai avem un campionat european, dacă nu mă înșel, pe care îl găsim. Acolo mă gândesc că o să te vedem cu siguranță. Da, sper să nu fie alte probleme de accidentări sau altceva. Și în 2023, când este în România, sper să fiu și eu alături de colegi și sperăm să facem și o figură frumoasă, cum au făcut și generația dinainte. În ceea ce privește viitorul tău, tu unde îți dorești să ajungi? Unde ți-ai propus să ajungi? Păi mi-am propus ca să-mi fac acum, că sunt la Arad, treaba cât mai bine, să-mi ajut echipa și când plec să plec cu capul sus. Și aș dori, n-am, ca să zic așa, un campionat sau o echipă care aș vrea neapărat să fiu. Aș vrea un campionat cât mai puternic, cu echipe cât mai puternice și să mă dezvolt în plan fotbalistic mai bine. Da, nu știu, chiar nu te-ai gândit deloc ce mi-ar plăcea să joc la echipa respectivă din campionatul respectiv? Bine, așa orice jucător are, că vreau să ajung la Real Madrid, Barcelona sau astea. Acum nu pot zic că, nu, că este foarte greu sau n-am cum niciodată. Dar așa să fii mai realistic, nu m-am gândit unde aș vrea să evoluez sau doar într-un campionat mai puternic, la o echipă mai puternică, să văd cum este fotbalul acolo mai sus, ca să zic așa, la casele mai mari. Ce campionat crezi că ți s-ar potrivi, având în vedere calitățile tale? Eu m-aș zice că ori Italia, ori Germania. Nu pot să nu te întreb și despre oferta de la FCSB, pentru că s-a vorbit atât de mult despre tine, despre faptul că te dorește patronul, că s-ar putea fi acolo. Cum a fost? Spune-ne tu adevărul. Deci știu că m-a sunat domnul meu impresar Cătălin Sărmășan și mi-a spus că cei de la Steaua sunt interesați de mine, că domnul Pecali mă dorește foarte mult. Ok. Și acolo, na, au vorbit ei, doar mi-a zis de ofertă, au zis să fiu foarte concentrat, să văd cum joc, mai ales că venea și meciul cu Steaua. Și acolo, nu știu ce, din câte am înțeles eu, s-a făcut și o ofertă, dar clubul a refuzat-o. Atâta știu, mai departe nu mai mi-a zis nimic. Mi-au spus doar că David s-a făcut o ofertă, clubul n-a acceptat-o și să-mi văd de drum în continuare. Da, poziția ta care ar fi fost? Dacă să zice că nu depindeai neapărat de răspunsul clubului UTA Arad, ai fi mers? Te-ai fi dus? Atunci chiar nu mă gândeam chiar așa de bine, pentru că cât am văzut și la știri și toată lumea spunea că de un eventual transfer și eu de fapt știam care este răspunsul deja și clubul n-a dorit, nu mai m-am gândit așa de mult că dacă aș merge. Acolo vedeam eu, când dacă era să merg, mă gândeam, vă dați seama, acolo veneam eu cum răspuns. Împreună cu, după ce clubul își punea privința dacă pot să mă transfer, după vorbeam cu familia, cu domnul impresar și luam o decizie împreună. Care ar fi fost, nu știu, ce ar fi contat cel mai mult în decizia asta? Nu știu, sfatul tatălui, sfatul impresarului, ce crezi că te-ar fi făcut să te decizi? Bineînțeles că și sfatul tatălui meu era foarte important, mai ales, cum să zic așa, familiei, pentru că trebuia să-i întreb și pe ei, dar o să iau și o decizie, încă sunt în măsură să iau și o decizie, dar era foarte, foarte bine să intre și pe ei, să picăm toți la o decizie împreună. Și este importantă și decizia impresarului, pentru că și el știe. Poate are și alte oferte. Sau. Atunci de-aia zic că o decizie se lua la final împreună cu toți. Ne strângeam la o masă, să zic așa, și luam o decizie. Ia zi, în iarnă sau în vară te duci? Păi, din câte știu, eu cred că mai am contract până în vară. Deci din vară e posibil să te vedem la FCSB. Vedem dacă mai au ofertă, poate nu mai au. Nu cred că se lasă așa ușor. Că a zis și domnul Becali că ești înalt, ai fizic bun, ești ce trebuie pentru atac. Ai văzut că a zis? Da, am văzut și eu. Am primit foarte multe mesaje când a zis. E și Tavi... și Octavian Popescu și Perianu zic haide, hai cu noi aici, că e frumos pe timpul când mă întâlnesc cu ei. Așa ți-au zis? Da.
Mi-a spus ca să vin, hai, vino, nu fii prost, vino aici cu noi, că e foarte frumos, e bine. Bă, o să văd, mă gândesc. Eu dacă vreau să vin, de exemplu, dacă clubul nu mă lasă, așa nu depinde numai de mine, le-am zis. Corect, corect. Deci am încercat să te convingă. Da, da. Am înțeles. Ai fi, nu al doilea, că a fost și Adrian Petre, dar Adrian Petre nu s-a dus direct. După Denis Mann, să zicem, Denis Mann a plecat de la Arad la FCSB. Da. A fost vândut la Parma pe o sumă foarte mare pentru fotbal românesc, aș putea spune. Vrei să-i urmezi traseul? Normal, orice jucător cred că ar vrea să fie ca și el. Să ajungă să joace la o echipă așa de tradiție și puternică. Pentru că el când a plecat a fost în Serie A. Da. A mai fost în Serie B, dar tot este bine. Te știi cu el, nu? Nu, eu nu l-am prins. Când am venit la Rad, nu l-am prins, nu. Dar ce părere ai despre traseul ăsta lui? UTA, FCSB, Parma. Este un traseu, nu știu, curat, normal? Da, este un traseu excepțional, zic eu. Uh-huh. Pentru că a plecat de la Arad, din câte știu, a avut, nu știu, 16 sau cred că a și fost golgheterul Ligii a doua, nici mai știu exact, care a plecat la Steaua, la început nu a jucat nici el, dar na, trebuie să aibă și răbdare pentru că a venit direct de la Arad. A început să joace, a jucat cu iar foarte bine, am început după selecțiile și la Naționala Mare și acolo s-a produs și transferul la Parma. Da. David, în final o să te provoc la un scurt Q&A și o să încep prin a te întreba cine crezi tu că este cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor? Eu zic că domnul Gheorghe Hagi. Ai avut și ocazia să-l cunoști personal. Da, și m-am uitat și la multe videoclipuri cu el și mi se părea ceva extraordinar. Dacă ai avea ocazia să iei masa cu orice fotbalist din lume, cine ar fi acela și ce l-ai întrebat, ce ai vorbit cu el? Acela ar fi Cristiano Ronaldo și l-aș întreba care este motivația lui în fiecare zi pentru a ajunge așa de sus. Și ce motivație mai are după atâția ani, că încă vrea da, să fie... Da, și asta. Că vrea să fie gen, când o văză cu ajuns și are tot ce își da. Dorește, care mai este motivația lui exact. Să-și mai dorească mai mult. Uh-huh. Care este cel mai bun sfat primit și de la cine? Cel mai bun sfat primit este de tatăl meu, care îmi spune că să nu mă mulțumesc cu puțin, care este chiar un sfat chiar foarte bun. Să nu mă gândesc niciodată, de exemplu, acum dacă la un meci dau două goluri și după să-mi iau lumea în cap să zic mama, eu am dat două goluri, meciul viitor nu mai trebuie să fac nimic. Uh-huh. Și acesta, eu zic, este cel mai bun sfat. Nu trebuie niciodată să fii mulțumit cu ceea ce ai făcut astăzi. Dacă nu ar fi fost fotbalul, ce ai fi făcut? Dacă n-ar fi fost fotbalul, cred că basketul. Păi te ajută fizicul. Da, și îmi și plăcea. Deci tot în sport. Da, tot în sport. Nu te vezi făcând altceva în alt domeniu? Da, nu, chiar deloc. Deci basket era tot acolo. Orice da. Sport, cred că. Și dacă nu era basket, orice sport. De la toate mă descurc. Dar cu școala cum stai? Bine, și cu școala. Adică, na, am făcut-o tot aici, la Arad. Mai ales la început, când eram chemat la echipa mare, nu prea mergeam pentru că echipa mare avea antrenamente doar dimineață. Nu aveam cum să merg și la școală și la antrenament. Aia era doar o problemă. Te-ai dus între timp la facultate? Nu, n-am apucat să merg. Am înțeles. Bun, spune-mi, te rog, trei lucruri fără de care nu pleci niciodată de acasă. De acasă, ca să zic așa, care nu plec, telefonul. Normal. Telefonul normal. Borseta și căștile. E bună asta cu borseta, că în borsetă încă mai mult de trei lucruri, știi? Normal, șampoane de toate alea. Așa nu puteam să le zic pe toate. Echipa și campionatul preferate? Acum, campionatul preferat la care îmi place să mă și așa este Anglia și echipa preferată în Manchester. United. Da, United, nu City. Unde te vezi peste 10 ani? Deci vei avea 30 de ani.
Pe plan așa, ca să zic, dacă aș juca și n-aș avea alte probleme până la 30 de ani de accidentări, dacă m-aș vedea reîntors, cred că acasă, cred că tot la Arad, să ajut, ori în echipă, ori chiar prin club ceva. Deci tot în... Ca și un antrenor, da, un antrenor, uh-huh. Ceva, tot aici. A, antrenor, nu, n-ai vrea la birouri, adică n-ai vrea să treci la cravată. Nu, n-aș putea, cred că n-aș rezista să stau. Uh-huh. Deci m-aș vedea tot așa pe fotbal, să merg la meciuri, să mă trezesc, să merg la antrenamente, să mă mint, să fiu cu nervi, să fiu bucuros, să... N-aș putea să stau liniștit la birou. David, eu îți mulțumesc mult de tot pentru timpul. Eu mulțumesc. Îți doresc mult succes în continuare, să iei decizia cea mai înțeleaptă pentru tine și pentru viitorul tău. Și cel mai bun, să fii viitorul goalgetter al Ligii I, să fii viitorul al echipei naționale mari. Da. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.